Am revenit în direct, sigur că vorbeam un pic mai devreme despre această năuceală în care se stă cu încercarea asta de a obține tranșele alea din PNRR și sigur trebuie să facem reforme, că au scris ăștia de la USR, nenorociții ăștia, au scris tot felul de condiționalități astea pentru a obține tranșele. Lăsat alea în PNRR, tot că să reformăm, că trebuie să fie mai suplu aparatul statului, că domnul Buzelea, ei nu s-au gândit. Băi, nu e mare inginerie a statului, da. Orice om își dă seama. Dacă ai un aparat al statului, da, instituțional mai suplu, tu mi-e mai puțin loc pentru sinecuriști. Ce faci cu sinecuriștii? Unde îi plasezi? Să vină USR-ul și să-mi spună că așa să reducem, domne. Nicio problemă. Și să vină USR-ul cu o soluție pentru sinecuriști. Unde plantăm sinecuriștii? Păi ies în stradă sinecuriștii, îți blochează țara. Vi să-ți plece din țară? La câți? Să se ducă în alte părți? Nu mai zic, asta nici nu mai spun, dar să zice că nu pleacă. Dacă nu creezi condiții pentru sinecuriști, îți pleacă. Îți blochează Piața Victoriei, ies în stradă sinecuriștii. Îți ies în stradă din guvern sinecuriștii și îți blochează Piața Victoriei. Piața Victoriei. Că oricum sunt acolo. Deci n-ai, domne, soluții, trebuie să le dai ceva de făcut sinecuriștilor. Ăștia nu s-au gândit. Mă rog, asta e situația. Mă rog, nu se pricep, proaspăt venit în politică. Am văzut, nu, dar... Deci eu de fiecare dată când prin câtul se zice asta pe la televizor, întreb: care sunt soluția dumneavoastră pentru sinecuriști? Vom avea milioane de sinecuriști. Lăsați pe drumul. Ce faceți cu sinecuriștii? Că îți golănesc pe stradă sinecuriștii. Tot fel de comentarii de astea. Domne, v-ați plantat amantele copiii și... Și ce vrei, domne, să facem? I-a zis-o bine un PSD-ist. Ce a zis? Că ei nu sunt oameni? Tot oameni. Tot oameni sunt. Da. Că am făcut locuri de muncă pentru oameni. Și unul se riză, dar domnule, ați făcut locuri de muncă pentru amante, copii și nu și el. Și tot oameni sunt și aia. Tot oameni, tot români. Tot români. Români de noștri. Bravo, băi, mi-a plăcut, uite. Zic, ia uite ce i-a întors-o. N-am mai avut USR, eu a tăcut în gură. Păi da, ce să spun? A tăcut ca prost, că el vine cu zona asta, domnule, dar ce, nu trebuie să trăiască și amante, nu trebuie să trăiască pilele, relațiile? Cum vă vezi tu lumea asta de funcționare? Domnule, concursuri peste concursuri. Dar unde suntem, domne, aici la olimpiadă? Lasă-o, doamne, iartă-mă în pace. Nu avem timp să facem treabă. De-aia suntem unde suntem, Radu. Da. De-aia suntem unde suntem, pentru că există această frână de mână a bunăstării familiilor de partid, numită USR. Pentru că lumea nu înțelege, dar banii aceia pe care iau oamenii aceștia sinecuriști, cum sunt ei renumiți... Marii noștri sinecuriști. Marii noștri sinecuriști, după aia rulează banii, capitalul, tot în statul român. Hai că mai pleacă unul, dar câți poate să cheltuie? Dar nu pleacă. Pleacă, dar se întorc. Se întorc. Uite, mă uitam, de exemplu, la Caracat, cum am denumit presa. Mie nu-mi place expresia asta. Ai văzut că m-am ferit. Caracatița firea pandemă. Aia, am auzit că te-ai ferit ca firea de asta, de cum îl cheamă? Godei. De Godei. Da. Când audă Caracat, nu-mi place, dar dacă așa s-a împământenit, așa s-a pomenit, da. Poate găsesc colegii din presă altceva. O altă formulare mai frumoasă. Sigur că da. Caracatița firea pandele, cum o numește jurnaliștii ăștia. Dom'le, oamenii au fost ținuți în țară. De exemplu, prefecta de Ilfov. Bă, prefecta de Ilfov se putea duce la cules de căpșuni. Vă rog frumos, colegii, un telefon la doamna prefect de Ilfov și astăzi. Pe doamna prefect de Ilfov. Că să zicem că el poate a fost sărbătoare. Doamna prefect, iar vă sunăm și astăzi ca să înțelegi că faceți de camarfie. Vă sunăm și astăzi. Ce să facem? Vă stricăm fiecare zi. Ca să țineți minte. Ziceam și eu jocul ăsta, așa, Marcel Ciolacu. Pe la 19, așa să știți. Să fiți la distanță de telefon, că vă sunăm la 19. Da, să sunăm pe doamna Simo. Așa. Simona Neculae, sau cum o cheamă? Da, trebuie să ne punem un pic. Da, că, da, uite, nu pot. Numele. Dar ne țin pe doamna Mihalcea, că mi-ai băgat în cap pe consilierul ăla. Mai bine sunăm pe Mihalcea și hai tu, că vorbim cu matale. Da. Deci, că tot PSD-istești. Deci, doamna Simona, putea să-ți plece, mă. Putea să plece la cerșit. Nu, n-a sunat de pe număr. Deci ai un număr blocat, doamnă. Vedeți că două numere sunt blocate, sunați de pe celelalte. Sunați de pe celelalte. Poate n-a apucat să le blocheze pe toate. Sunăm la doamna prefect pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele. Pentru că așa e obiceiul aici în pământenit în emisiune. Avem asta și o dată pe zi, o dată pe zi o sunăm și noi, dăm un telefon. Un telefon poate răspunde să ne explice și nouă de ce dânsa mai e în funcție, deși prefectul de Mureș, pentru că a avut un azil de asemenea pe teritoriul pe care este prefect acolo, a avut un azil, domnul Ciolacu a zis, domnule, l-am dat afară. Am renunțat la prefectul de Mureș. În schimb, doamna de la prefect de Ilfov va rămâne ca să, ca să știe, doamna prefect, de fiecare dată când o sun, eu îmi deschid acest articol din Press Hub. Da, să l-ai la îndemână. Ca să-l am de fiecare dată, o să zic, ce am făcut, domnule? Stați, doamna, așa, că le am în față. Le avem aici în față. Și de fiecare dată, ca să găsesc articolul ăsta, și-o scriu așa, prefect Ilfov Caracatiță. Și imediat. Și mi-apare imediat, că așa-l găsiți. Prefect Ilfov Caracatiță. Și mi-apare articolul...
Îmi apare ca articol Caracatița dăm voluntari. Soțul prefectului de Ilfov, inspector la Direcția de Asistență Socială, cea care trebuia să controleze azilurile groaze. Și am o rugăminte către Preschap, că v-am citit titlul ăsta de 200.000 de ori. Da, de câte ori n-am citit, da. Corectați-l, Doamne, iartă-mă, că scrie controleze azilurilor groaze. Deci dacă tot vedeți că vă promovez articolul ăsta la televizor, pentru că e un articol bine scris, al cui e? Stai să vedem. Virgil Burlă. Virgil Burlă. Deci domnul Virgil Burlă, intrați că aveți o greșeală aici în titlu. Deci este azilurile groazei, nu azilurilor groazei. Mă rog. L-a scris pe fond nervos. L-a blocat și pe ăsta. E blocat și ăsta. Ce numere mai avem? Domnule, ce îmi place, doamna prefect, că găsește soluții. De oameni cu soluții avem nevoie. De oameni, doamnă, cu ne cumpărăm cartelă, de-aia vă sunăm și după aia. Nu de merge. Cum care... să fii fizita mai prefectul și să nu-mi răspunzi la telefon? De oameni care pentru fiecare soluție găsește o problemă. De dar vă de sunăm să vă felicităm că ați rămas în funcție. E greu să ai așa spate politic cum aveți dumneavoastră. Bun. Acestea fiind spuse, mai revenim cu un telefon. Mai sunăm la Caracatiță. De ce vorbeam? Cum de ce o numesc abordat... jurnaliștii de la Preschab. De ce am abordat acest subiect al tranșelor PNRR? Pentru că tranșele PNRR nu sunt blocate de faptul că există facilități pentru IT și pentru... Oamenii păi ăsta nu l-a blocat. Sună acum la doamna prefect. Sună, sigur, dar nu dânsa, înainte să răspundă la telefon, tot timpul se uită pe ceas. Sunt ăștia în direct acum. Sunt ăștia în direct care mă sună să mă întrebe de ce nu n-am fost demisă. Mă, da, ea o răspunde cuiva sau... În intervalul ăsta orar? E foarte riscant. Dacă n-are numărul în agenda, nu răspunde. E periculos. Poate oricând să fie cineva de la Bună România care te întreabă de ce ești în funcție. Și nu știu ce să răspunzi. Da, dacă ar ști ce să răspund, ar răspunde. Nu? Sună logic. De pe numere fixe, domnul Buzeanu. Poate e o instituție a statului. Dar și întrebarea e fixă. Clientul apelat nu răspunde. Păi momentan nu răspunde, dacă îmi răspunde. Păi asta am ajuns să mă cer cu robotul. Am ajuns ce să faci. Uite-te și tu. Păi n-ai ce să faci. M-am mai certat și cu robotul ăla. Ca Orban să ne certăm cu robotul. Și Orban s-a certat cu robotul. Așa, în fine, cert este că ne întoarcem la ce vorbeam un pic mai devreme. Ne întoarcem la subiectul acesta cu tranșele PNR. Deci, noi nu reușim să dobândim acea tranșă PNR, nu din cauza faptului că n-am scos facilitățile cum au promis, cum s-au angajat ăștia în PNR pentru IT și pentru oamenii din construcție și așa mai departe, ci pentru că nu am rezolvat încă problema pensiilor speciale. În schimb, când îi întrebați la televizor pe PSD-ști, ei vă spun, au pus ăștia acolo în PNR-ul ăla această condiționalitate, s-au angajat că vor renunța la facilitățile acestea. Da, da, e din 2025, din 2023 e asta cu pensiile speciale. Și sigur că au făcut o lege așa încât să le lasă ăstora de la CCR prilejul să o respingă, să spun nu-i constituțional să renunțăm la pensiile noastre speciale. Și se întoarce în Parlament și vine Ciolacu și vă spune, hai să ascultăm pe Marcel Ciolacu, în timp ce vă spune faptul că, domne, vom face o adunare, o adunătură, o ședință specială, o convocare specială a Parlamentului României ca să corectăm în cadrul acestei legi toată problema aceea pe care a sesizat-o CCR-ul, că nu se poate, vom renunța la aceste pensii speciale. Deci a venit domnul Marcel Ciolacu și v-a promis în felul următor, dacă aveți pregătit momentul. Eu uite-l. Această motivare se va duce și la comisie, de unde vom începe iarăși să negociem punerea... Eu nu comentez deciziilor unor magistrați. Și vom avea o negociere de a închide acel jal. În momentul în care eu am intrat cu legea în Parlament și mi-am asumat-o pe coaliție, da, împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă, negocierile cu comisia erau pe legea existentă. În momentul în care se aduce ceva în plus la legea negociată deja, e normal să reîncepem discuțiile cu comisia. În momentul acesta vom face amendamentele, fiindcă, repet, nu se discută deciziile Curții Constituționale. Dacă vrem un stat de drept, asta înseamnă stat de drept, să respecti absolut toate lucrurile. Deci, în sesiune extraordinară o să retrecem legea prin Parlament. Asta e o declarație care n-are cine știe ce vechime, deci nu e, dar domnule, anul trecut, acum s-au schimbat, nu, când era el mic. Are câteva zile. În primul rând, n-am reușit să înțeleg la ce decizii ale magistraților se referă Marcel Ciolacu. Pe care nu le comentează. Da, la ce anume? La decizia CCR-ului. Păi domnul Buzeanu, dacă ai ajuns premierul României și tu crezi că judecătorii Curții Constituționale sunt magistrați, înseamnă că ai ajuns degeaba. Deci nu poți face o confuzie așa de-asta. Așa le zice el, magistrați ca să-i respecte. Deci poți să le zică și altfel. Da. Poți să-i spun și eu lui în anumite feluri, poate se va simți jignit, dar voi pretexta că așa respect eu. Deci, domnul Buzeanu, dacă tu nu ai înțeles că instituția anumită Curtea Constituțională nu face parte din sistemul de justiție din România, bă, du-te acasă. Du-te viceprimar la Buzău. Cum să spui magistrați? Nu sunt magistrați. Se numește judecători.
de curte constituțională. Dar că dacă e judecător, trebuie să fii și magistrat. Ce n-ai? Ei nu sunt judecători în termenul juridic. Da, ei judecători, dacă e judecător, ce se face? Există curtea de arbitraj. Există curtea de arbitraj unde există arbitri la curtea de arbitraj. Da? Că de-aia e arbitraj. Da. Ei, asta nu înseamnă că au fluier în gură. I-a văzut cu robe pe ei. Dom'le, uite-te, ai zis că judecători. Dacă nici ăsta n-are față de judecător, spune-mi și mie cine e judecător. Ăsta chiar n-are față de judecător. E bine, atunci ăsta are față de 16.000 de euro pe lună sau 17.000 de euro pe lună pensie. Da, doamna... Uite aici față de judecător. E judecător. E magistrat. Uite aici. De fel. Da, dânsa e magistrat de fel. Dânsul e magistrat de fel. Și dânsa e magistrală de fel, o știu. Am ai auzit-o? Dar pe doamna o știi de aici? Da, cu părărie. Doamna Scântei? E Scântei când intră în sală. Ea e avocat, de exemplu. Nu, ea e notar. Notar? Da. Dar nu poate să fie magistrat, nici în viața de zi cu zi nu e magistrat. Nu e, dar a intrat ea în arhiva SIPA vreodată? Așa se spune, că a intrat de câteva ori. Și după aia uite ce bine a mers. Deci am lămurit-o. Deci judecătorii curții constituționale nu sunt magistrați. Punct. Sunt niște oameni numiți politic într-o instituție politică. Faptul că poartă această robă vișinie nu înseamnă că sunt magistrați sau că fac parte din sistemul juridic. Sunt niște oameni numiți politic, niște politicieni, unii pot fi foști magistrați, dar tot politic sunt numiți. E, și acum ce este spectaculos? Sau poate sunt rapidiști. Asta dacă vrei neapărat o explicație cromatică. Jureștenii de la Curtea Constituțională. Dar nu vreau acum să se supere rapidiștii că îi asociem cu judecătorii, cu membrii Curții Constituționale. E, acum, o problemă este asta. Cealaltă problemă este legată de faptul că domnul Marcel Ciolacu l-ați auzit zicându-vă acum câteva zile de faptul că va fi o dată extraordinară, o convocare extraordinară, o ședință extraordinară. O sesiune extraordinară a Parlamentului României pentru a rezolva acest necaz în care ne aflăm cu corectarea legii care duce la renunțarea la pensii speciale într-un fel sau alt. E, asta vă spunea acum câteva zile. Astăzi ați aflat că nu se mai face, s-a întâlnit cu doamna Elena Gorghiu, nu se mai face nicio sesiune extraordinară. S-a rezolvat problema, nu se mai face nicio. De ce să-i chem din concedii pe oamenii aceștia, pe parlamentari? Domnul să-i adun, care, pe unde sunt, pe plaje? Care sunt, nu știu, nu m-am uitat. Ori fi parlamentari care s-au bătut cu salvamare ca să intre în apă? Nu știu, fiecare în concediu în felul său. Nu mai stăm acum să ne adunăm pentru celeritate, pentru a rezolva această problemă iar în cadrul Parlamentului și așa mai departe. S-a renunțat la această idee astăzi, începând cu ziua de azi, s-a renunțat la sesiunea extraordinară pe care vă promitea săptămâna trecută. Eu vă întreb, ce fel de om de cuvânt e ăsta care vine și vă spune, îi spunea, cred că era jurnalistul, celebrul jurnalist Ion Cristoiu, știți, celebrul jurnalist Ion Cristoiu, cum mi se mai spune, așa, maestru, cum am văzut, cum îi mai zic unii, cred că e ironic, așa, i-a spus Ciolacu, domnule, și o să facem și o să trăim. Și nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă nu s-a întâmplat, mă pot gândi că de aici înainte nimic din ce va spune nu se va întâmpla? Nu mai mult decât atât, domnul Buzoianu. Nu e vorba de credibilitate aici. Este vorba despre un proces de intenție pe care ne permitem în acest moment să îl facem. Și spun și de ce. Ei nu au avut de gând să facă absolut nimic din ce ar putea deranja anumite zone. Știi ce zone? Zonele? Zonele zoster. Zoster, da. Niște zone importante. Niște zone de putere. Niște zone de sforari. Deci, menții în funcție oameni grei din ministere, chiar și în paralel, am dat exemplu Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ca să nu superi vreun director general extrem de influent. Nu se lucrează la niciun fel de reformă a pensiilor speciale. Da. Se fac modificări la lege care să pice la Curtea Constituțională. Modificări genetice care vor pica, da. Nu genetice, legislative, domnul Buzoianu, că dacă ar fi fost genetice, n-ar fi ajuns la Curtea Constituțională. Ar fi ajuns la o altă curte, la Curtea Morală. Domnul Buzoianu, nu poți tu să-i superi pe securiști. Asta e cuvântul. Poți să încerci. Nu știu dacă reușești să-i superi pe securiști, dar tu, Marcel Ciolacu, nu poți să-i superi pe securiști. Și atunci îl vedeți pe domnul Marcel Ciolacu extrem de angajat în a rezolva această problemă, pe de o parte, pe de altă parte... Atât de concediat în a rezolva această problemă. Extrem de relaxat pe problema asta. Deci, țineți minte un singur lucru. Nu pot fi supărați securiștii cu atât mai mult înainte de 4 rânduri de alegeri. El și-a notat, nu doar că... Deci n-are nevoie să te aminte că și-a notat. Asta era pentru publicul nostru. Bun, acestea fiind spuse, avem o bătălie la malul Mării Negre, acolo unde se adună românii când e vacanță și așa mai departe, s-au adunat acolo și sigur că
conjunctura a făcut ca exact într-o sincronizare de asta spectaculoasă, exact când românii s-au adunat mai degrabă la marul mării, să vină și tot felul de furtuni, să-și bată vântul, să se creeze o stare tensionată în zona mării. Ceea ce a generat o reacție din partea salvamarilor. Au zis, bă, punem un steag roșu, nu intră nimeni în apă, e nenorocire, mor oameni și așa mai departe. Românii însă, care am văzut că și în pandemie și-au dat seama nimeni destoinici, asta e o șmecherie. Noi nu ne lăsăm păcăliți cu una, cu două. Asta e o șmecherie făcută de oameni ăștia să ne ține departe de marea noastră neagră tradițională. Și a existat o bătălie pur și simplu a românului cu salvamarii pentru a putea intra, pentru a putea accesa marea. În orice condiții, până la urmă. Stai un pic, ce ne spun asta cu curenții. Dom'le, nu știu, cu curentul, necurent. Eu l-am văzut pe Gicuță, l-a intrat în apă, s-a întors, n-a avut nicio problemă. Exact ca în pandemie, eu l-am văzut pe Cutare, a strănutat, n-are nicio problemă. Aceeași situație, numai că în pandemie erau doctorii, acum nenorociți sunt salvamari. Bătălia s-a dus în primul rând la Eforie și a existat o bătălie cu jandarmeria și la Costinești. Hai să vedem imaginile spectaculoase cu românii noștri. Da, acestea sunt imaginile, hai să le dăm pe bucăți, hai să vedem ce s-a întâmplat în primul rând la Costinești, acolo a intervenit jandarmeria, a fost un jandarm extrem de viteaz în lupta cu acești indivizi agasanți, să vedem vitejia jandarmului român care pur și simplu i-a pus la punct și nu numai la punct, i-a pus și la pământ. Hai să vedem imaginile, bro. Dacă le aveți pregătit. Asta este la Eforie, da? Asta e la Eforie și hai să dăm cu sonor, vreau să dăm cu sonor și Costineștiu. Vedem bătălia, că e important comportamentul. Ăsta fiind Costineștiu, da. Unde da. S-au desfășurat aceste lupte pe plajă, au fost imobilizați, periculoși care... Ce voiau, domnul Buzeanu, să intre în apă? Voiau să intre în apă și s-a creat acest scandal și s-a creat această dispută. Dacă aveți cu așa deci jandarmeria, în momentul de față, apără Marea Neagră de eventualii înnotători. Da, am putea spune altfel, nu sunt eventuali notători, sunt eventuali decedați. Pentru că recent am vorbit despre cazul mai multor persoane care au murit înnecate la malul Mării Negre după ce au încercat să salveze o tânără intrată în apă în condiții deloc potrivite înnotatului. Da? Da. S-a dus fata aia absolut inconștientă și a tras după ea, sigur, involuntar, și alți oameni care au murit înnecați. Astăzi, ieri, vedem oameni care vor să intre în apă și în condițiile astea. În orice condiții vor să intre în apă, pentru că până la urmă te gândești bani pe tot grămadă de bani. Nu ești în cadă la tine, nu ești la tine în cadă să-ți asumi întreaga răspundere. Ești pe un domeniu public unde există restricții. E ca și cum ți-ai dori să mergi pe contrasens. Sunt niște reguli de natură să protejeze binele comun. Că nu-i doar viața lui Evrel să intre, uite băiatul ăsta. Asta cere să-i se dezlege că tu cel care să poată să noate. Să se bată cu jandarmii. Nu, a notat-o de cuvântul departe. Cere să-i se dezlege că tu cel care să se lea bătaie cu jandarmii într-o stare de vitejie generală și sigur că ei sunt pentru drepturi și libertăți. Și aici avem acest scandal desfășurat pe plajă la Costinești. Este ceva ce a iscat oarecum discuții și legate de comportamentul jandarmilor care au făcut ceva exces de zel aici. Sigur că dacă ne uităm la aceste imagini, la un moment dat, uite, ăsta este momentul care a generat tensiune. Ăsta este, la un moment dat îi se zice ceva jandarmului. În fine, cert este că jandarmul devine extrem de violent cu cetățenii de acolo, are o stare de vitejie, poate explicabilă, nu știu. Cetățenii sunt extrem de viteji. Există și o vitejie a cetățeanului român aici pe marul Mării Negre. Există vitejie și pe partea cealaltă a Mării Negre, dar aici cel puțin mi se pare că e și mai mult. Iar asta e la Costinești, iar la Eforie s-au luat la bătaie și cetățenii între ei, unii de partea salvamarilor și ceilalți de partea celor care doresc să intre în apă, până la urmă, de partea celor care își doresc... Bă, eu n-am înțeles, dacă intră în apă și da. Riscă să-și piardă viața sau chiar și-o pierd, există niște costuri asociate acestui demers, să fim extrem de cinici acum și să spunem că nu e doar viața lor în joc. Deci că oamenii nu înțeleg această problemă. Pentru că îl obligi pe salvamar să intre să-și pună viața în pericol. Obligi pe salvamar să-și pună viața în pericol, obligi statul să-ți recupereze corpul. Hai să fim extrem de cinici, că văd că cu nesimțiții nu se poate vorbi în alți termeni. Că atitudinea e și dacă mor, ce treabă ai tu? Mor eu. Păi mor tu, dar mă costă pe mine.
De ce ar trebui să plătim noi orice leuț să-ți recuperăm ție trupul neînsuflețit într-o apă în care n-aveai voie să intri? Înțelegi? Ba, asta mi se pare egal la nivel de nesimțire cu sinuciderea la metrou, domnul Buzăianu. Știu că dă morți numai de bine, dar pe mine mă deranjează profund această abordare a omului care, încercând să-și pună capăt zilelor, să-și încheie socotelele cu viața asta, se sinucide la metrou. Deci, în primul rând, îl obligi pe omul ăla să facă involuntar o crimă, că trece peste tine și te face bucăți, și în al doilea rând încurci și circulația. Și știu că nu este absolut deloc acceptabil în spațiu public să punem în balanță faptul că își pierde omul viața cu micile inconveniente generate pentru ceilalți. Dar cu nesimțiți, cum vrei să vorbim, domnul Buzeanu, cu nesimțiți? Trebuie să intervină poliția. Pe litoralul românesc se fură de pe Prosop, se fură de pe șezlong. Pe litoralul românesc ești tâlhărit pe anumite străduțe. Pe litoralul românesc e nevoie de poliție să facă altceva. N-am nevoie de poliția română blocată pe plajă, încercând să încătușeze niște debili care vor să-și joace viața la ruleta Mării Negre. Nu, dar nu e scopul poliției. Eu plătesc niște taxe și impozite foarte multe în țara asta, la ce beneficiam eu de la sistemul statului român, de la instituțiile statului. Uite-te și tu cum blocăm noi niște resurse. Blocăm resursă umană. Consumăm resursă materială. De ce? Pentru că sunt niște oameni care înțeleg să funcționeze dincolo de regulile general acceptate, da, spunând că se joacă cu viața lor. Mă, dar te joci cu viața ta, cu banii altora, cu timpul altora și într-un final ei nu înțeleg care e problema. De ce? Și începem de unde a pornit toată problema. De la educație, domnul Buzeanu, că sunt needucați oamenii ăștia. Doar că sunt needucați, dar sunt profund needucați. Sunt una needucați. Este că sunt needucați, alta este ca o stare cumva de îndreptățire. Asta am remarcat-o și în pandemia, fac o parte. Au o stare de sunt îndreptățiți să fac chestia, sunt aici, e dreptul meu, libertatea mea, nu mă îngrădești tu dreptul. Mai mult decât atât, acum merg eu la litoral să fie condițiile meteo optime. Și asta e o problemă. De ce e marea învolburată când mi-am cumpărat eu sejur? Învolburată, neînvolburată, eu intru. De ce? Că acum mi-am luat eu sejur. Deci până și natura trebuie să se adapteze după nevoile cocalarului de litoral românesc. Avem care această... este una dintre cele mai spurcate specii pe care le avem noi în societate la nivel de structură morală. Cocalarul de litoral, care pe lângă faptul că a jegoșit malul Mării Negre, l-a poluat cum a putut, îl poluează și fonic, îl poluează și la propriu, aruncând tot felul de lucruri în apă. În momentul de față creează și o stare de tensiune, te duci în concediu și te trezești cu poliția lângă tine că îi încătușează pe unii care nu înțeleg că natura face fix ce vrea, indiferent când ți-ai luat tu concediu. Și noi ar trebui, într-un fel sau altul, să explicăm că, sigur, de ambele părți trebuie un anumit dialog, trebuie anumită abordare. Nu, mă, nu se pare că cu anumiti cetățeni cocalarul... din această țară nu se mai poate lucra. Cocalarul român o ia mai degrabă că trăiesc. Știu că este mare împătimit al Rusiei, mai degrabă. De regulă împătimit către Rusia. Dar dacă nu l-am văzut să emigreze Rusia pe niciunul ăla. Către Franța. Vei constata că Franța are acest litoral, dacă zicem așa, nu? Către Oceanul Atlantic. Ei, și vezi așa o mare de litoral. Și dacă vei face lucrul acesta, vei constata că litoralul francez, deși este foarte amplu, poți intra doar pe bucăți de 50 de metri în apă, 50 de metri. Oamenii, deși au atâta litoral, se vor înghesui pe tot felul de fâșiuțe. De ce? Pentru că nu pot asigura salvamari pentru toată bucata asta, oriunde vrei tu. Și atunci n-ai voie să intri în apă oriunde vrei tu pe acest litoral, deși el este foarte întins. Există extrem de multe reglementări pe care lumea civilizată le face. Dă-i seama să... Civilizată, mai, noi nu suntem civilizați, da, tot. Ca popor, per ansamblu, nu suntem civilizați, domnul Buzăianu. Chiar nu suntem. Chiar nu suntem. Nu suntem. De-aia nici n-ai drumuri, ai poteci, că noi trăim într-o altă epocă. De-aia nimic nu rezistă, totul se strică, totul se fură. De-aia au închis, mă, și constructorii a pasaj, podul ăla de la Brăila. Să intre românii la ora 21. E o mare problemă, românul e needucat structural. Pe o anumită, sigur că ai și excep, dar structural e profund needucat. Uite-te ce votează, uite pe cine alege, uite cum se raportează la hoție, uite ce fel de zicale avem, a furat, dar a mai și făcut. Uite-te cine-ți câștigă, în cele mai multe cazuri, dacă scoți câteva excepții din context, primăriile importante. Uite-te și tu, per ansamblu, cu ce avem de-a face. Care și da, ce suntem aici la porțile Orientului, o țară minoră, care chiar dacă este mare din punct de vedere teritorial. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru un primar? Să vedeți cam care sunt motivele care te determină să-l alegi pe unul și nu pe celălalt. Totul vine de la o stare de lipsă de educație, că e o stare generală pe care o ai. În dialog cu noi, domnul Ionuț Popa, vicepreședinte al Sindicatului Europol, bună seara!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara, noi vă mulțumim că ați acceptat-o. Am difuzat niște imagini de pe litoralul românesc, am văzut polițiști implicați în niște lupte, era să zic de strade, dar sunt lupte de plajă. De plajă, da. Cu oameni care se ambiționau să intre în apă. Pare de la Dunkirk imaginea asta, pare așa ceva cu, nu? Pare o situație de... Da, era Ziua Z. Da. Sigur că poate există și oameni, nu cred că în cadrul publicului nostru, dar așa per total pe acest pământ, oameni care nu înțeleg de ce a intervenit poliția și nu înțeleg care e problema. Dacă vrea omul să intre în apă, de ce nu e lăsat? Așa că rugămintea noastră este să ne explicați. De ce a intervenit poliția pe plajă? De ce a încătușat pe oamenii aceștia? Intervenția de la Costinești, asta este de la Costinești. De la Costinești, domnul Buzean, asta pe care o difuzăm. Da. Așa, păi în partea asta nu a intervenit poliția. Acolo nu a intervenit poliția. A fost absurd să întreb de ce a intervenit poliția unde nu intervine poliția. La Costinești însă a intervenit poliția și jandarmeria împreună. Da, nu o să întrebăm de jandarmerie, vă întrebăm de poliție. De ce a intervenit, de ce a încătușat, care e marea problemă dacă intră omul într-o mare ușor agitată? Vă rog. Practic, colegii mei nu au intervenit să blocheze pe cineva să intre în mare. Colegii mei au intervenit la un apel pe 112, prin care se reclama faptul că două grupuri au intrat în conflict fizic unii cu ceilalți, se băteau ca la ușa cortului, mai bine spus, pe plajă. Imaginile care au fost difuzate către dumneavoastră mai devreme nu arată întreaga scenă. Practic, ele redau scena undeva de pe la jumătatea ei. Da. Parte din protagoniștii acestui incident erau deja încătușați și au sărit alții din grupurile lor care au pactizat unii cu ceilalți, s-au uitat de orice dușmănie, orice rivalitate din trecut și s-au aliat împotriva colegilor noștri, împotriva forțelor de ordine. Ori în această situație, colegii care au intervenit au fost în faza incipientă mult mai puțin, în sensul că au intervenit doar 4 colegi. Din perspectivă numerică, erau clar în dezavantaj. În momentele în care grupurile s-au unit împotriva polițiștilor, aceștia au fost nevoiți să folosească forța, să folosească mijloacele din dotare pentru a aplana conflictul și pentru a se proteja. Ideea este că unul dintre jandarmi, sigur că nu asta, dar unul dintre jandarmi este surprins într-o manieră extrem de agresivă, fără să fi fost agresat altfel decât verbal. Dacă vom lua imaginele așa la purica, vom vedea momentul care se petrece ceea ce vă invoc eu acum. A devenit extrem de agresiv cu unul dintre aceștia, sigur. Mie nu mi-a displăcut, având în vedere partea... Să nu încurajăm violența, sigur, domnul Buzean. Dar, având în vedere partea cealaltă, dar pe de altă parte, totuși n-avea o explicație plauzibilă pentru folosirea forței la nivelul la care a folosit-o din ce am văzut în imagini cu toții. Vă rog. Dacă analizați cu atenție imaginile, veți vedea că jandarmul a fost agresat în prealabil, în sensul în care are uniforma ruptă. Da, avea anterior, sigur, imaginele nu sunt luate, dar momentul în care el a agresat nu mai era un moment în care era... Da, atunci și-a amintit. Atunci și-a amintit, probabil, da. Nu și-a amintit atunci, practic era în derulare întreg incidentul, după aceea au intervenit colegii în sprijin și au reușit să imobilizeze persoanele implicate în incident. Am înțeles. Totuși nu e chiar în regulă, nu bănuiesc... Jandarmul nu trebuie să fie un cetățean, nu trebuie să aibă comportamentul unui cetățean vindicativ căruia îi se vorbește urât și atunci el cred că trebuie să aibă un alt gen de pregătire, nu, mentală, chiar dacă este agresat, bănuiesc, nu știu, mă gândesc, nu trebuie să reacționeze într-o manieră impulsivă, nejustificată. Mai ales că jandarmeria e cunoscută pentru blândețea și pentru modul galant în care gestionează lucrurile. Eu nu înțeleg de ce mai vorbim de jandarmerie în țara. Hai să ne raportăm exclusiv la poliție, jandarmeria, nu înțeleg de ce există jandarmeria, dar mă rog, asta e un subiect pentru altă emisiune. Deci, în momentul de față, poate interveni, de exemplu, ca să coroborăm cele două subiecte, poate interveni poliția pentru a-i opri pe oamenii care vor să intre în apă și eventual să moară? Dacă există o sesizare în acest sens, poate să intervină, sigur că da. Cu atât mai mult cu cât vedem în imagini că publicul de pe litoral, turiștii, se manifestă agresiv față de salvamari, care reprezintă în sine o formă de autoritate publică la malul mării, care, practic, pune în aplicare niște decizii luate la nivel instituțional cu privire la accesul sau la permiterea accesului sau restricționarea accesului în mare.
aceste decizii. Nu au scop, ca scop principal să strice concediul cuiva. Aceste decizii au ca principal scop salvarea vieții și a interveni în scop preventiv. Să nu asistăm, să păi comentăm... Nu de alta, dar dacă ați adus în discuție ideea de concediu stricat, să știți că și un cadavru adus înapoi pe țărm e de natură să strice concediu. Deci poate ar trebui să vedem ce strică mai mult concediu. Câteva cadavre lângă șezlong sau faptul că nu intri în apă fix când ți-ai dorit? Deci, da, cred că și un pic moartea ar trebui să ne preocupe. Totul se rezumă practic la niște reacții impulsive ale unor concetățeni de-ai noștri care au, cum să spun așa, o apetență spre a nu se supune oricărei forme de autoritate. Da, sunt niște rebeli, niște răzvrătiți, am înțeles, și vor să intre în apă oricât își doresc, că tot se consideră niște David Popovici ai litoralului românesc, în noată în orice condiții. Da, un salvamar a fost lovit cu o piatră în cap în momentul în care încerca să-l aducă la mal pe unul dintre cei care se angrenaseră în mare, deși nu avea voie să facă lucrul acesta. Asta s-a întâmplat la Eforie. Deci trebuie să reușim să punem... Deși ele s-au petrecut cumva în paralel pe litoralul Mării Negre, situațiile au fost ușor diferite. Bun. Da. Mulțumim pentru intervenție, mulțumim pentru detalii, mulțumim pentru clarificări. Ionuț Popa, vicepreședinte al sindicatului Europol. Asta e situația pe litoralul Mării Negre. Pe de-o parte l-ai pe un om zdrobit de un schijet, pe de altă parte ai pe oamenii ăștia care... Doi loviți de un schijet. Se luptă să intre în mare, se luptă unii cu alții, se luptă să intre în mare. Deci uitați-vă un pic la valurile astea. Acestea sunt imaginile care certifică... Deci valurile astea au cauzat un val de decese în urmă cu câteva zile. V-am reamintit, a intrat o tânără, 16 ani dacă nu mă înșel, în apă, n-a mai ieșit, 4 oameni au mers să o salveze, au murit și ei. Acum se duc lupte pe plajă ca alții să nu mai intre în astfel de condiții în mare. Da. E inconștiență combinată cu nesimțire, combinată cu lipsă de educație, e greu să faci un mix bun, dar uite, cu toate acestea s-au găsit toate cele necesare rețetei fatale. Deci ăștia sunt oameni care trebuie să te bați ca să nu-i lași să moară. Ai înțeles? Suntem în punctul ăla care am ajuns să avem lupte astfel încât unii să nu moară. Ei nu înțeleg de ce îi oprește salvamar. Eu înseamnă că concediul lor trebuie să aibă prioritate în fața orice. Să se despice mările, se cred Moise ăștia. Dă-ți mare la o parte că vreau să mă duc până în larg fără să mă gut. E dramatic ce se întâmplă la nivelul ăsta al abordării. Ăștia săia care ți intră cu mașina de fițe pe plajă. Ăștia sunt ăia pe care nu interesează că nu e discotecă, ci e nisip și dau muzica la maxim. E un întreg fenomen, avem o mare problemă. Iar litoralul românesc, cu care am o problemă declarată, e de vină că a încurajat astfel de comportamente. Litoralul românesc nu și-a făcut ordine. Pe noi ne-a interesat doar să oferim servicii proaste pe bani mulți și oricine e dispus să-ți plătească mult pentru servicii proaste e binevenit și lăsat să facă ce vrea. Și așa am îndepărtat oamenii de calitate de pe litoralul Mării Românești și pun oameni de calitate, înțeleg, oameni care respectă niște reguli oameni de conviețuire socială, civilizat, despre asta e vorba, da? Nu despre altceva. Și am adus astfel de ființe care nu înțeleg norme sociale elementare. Nu înțeleg. Du-te pe litoral cu copiii să vezi oameni puși pe burtă și arestați pentru că s-au bătut cu instituțiile statului în disperarea lor, apărându-și dreptul de a muri înnecați. Uite-te puțin cum țopă ăla, zici că este un berbec într-o anumită perioadă a anului, respectiv dăm perechieri. E trist ce difuzăm aici la televizor, m-am și enervat, iar m-am enervat pe Marea Neagră, iar am o problemă, iar o să apară aia zeița apei, cum o cheamă, Corina Martin, nu știu cum, să ne invite pe litoralul românesc, că altă zmardoială de proporții nu găsești pe o rază de 100.000 de kilometri în regiune. Acestea bun, hai să vorbim spuse despre ceva mai plăcut, cum ar fi neintrarea în spațiu Schengen. României nu în apă, nu în mare, ci în marea asta a Schengenului. Foarte interesant momentul în care vine presa maghiară și spune că nu România, ci noi înrăutățim situația în Austria, noi suntem sursa majorității migranților neînregistrați. Presa maghiară vine cu această idee, atestă această idee, în momentul în care austriecii tot se folosesc, se tot întrebuințează de ideea că, domnule, din cauza României avem problemele astea. Îi spunem bună seara domnului europarlamentar Vlad Gheorghe, USR, bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumesc de invitație. Haideți să discutăm puțin despre această chestiune. Am înțeles că presa de la Budapesta,
a găsit un alt fel de vinovat pentru criza migranților, anume Ungaria. Deci nu o spunem noi, nu încercăm noi să scăpăm de vină, ci în presa din Ungaria se vorbește despre responsabilitatea Ungariei, dar se găsește și un motiv pentru care cancelarul Nehammer, cancelarul austriac Nehammer, protejează Ungaria de orice fel de critici și mută responsabilitatea spre România, care, culmea, de data asta chiar n-are niciun fel de vină. Și? E vorba despre politica lor comună. Nehammer și Viktor Orban sunt din același material politic rusesc. E bănuit de relația cu Kremlinul și Austria și Ungaria sunt în momentul de față, pe analiza jurnaliștilor maghiari, două state marionete, două state păpușate de la Kremlin. Să dezvoltăm puțin. Da, să dezvoltăm și aș vrea să mai adaug un singur lucru în materialul pe care îl întrebuințează cei din presa maghiară. Ei se folosesc și de lucruri publicate de presa austriacă. Presa din Austria arată că 80% din 100.000 de migranți din Austria au sosit prin Serbia via Ungaria. Deci chiar în presa austriacă sunt difuzate aceste detalii, sigur preluate ulterior și de cei din Ungaria. Vă rog. Păi, haideți să mai dăm niște date, tot așa, ca să nu spunem că interpretăm noi sau venim cu tot felul de teorii, deși noi am spus lucrurile astea de mai multă vreme. E o persoană, un personaj, mai bine zis, care lipsește din peisajul ăsta, este Vučić, președintele Serbiei. Dacă căutați foarte scurt pe net, vedeți că acești trei domni, Orban din Ungaria, Nehammer din Austria și Vučić, au făcut mai multe conferințe și evenimente împreună, tot așa pe tema asta antimigrație. Ce îi leagă pe ei? În primul rând îi leagă o tovărășie foarte strânsă cu Putin, pe toți trei. La Vučić este mai mult decât pe față, este la fel ca la Orban. Da, este oficială. Și ce mai leagă? Păi, Orban eliberează câteva mii de traficanți de migranți, pur și simplu. Vă dați seama că ea o să, măcar jumătate din ei, eu a zice chiar mai mulți, o să înceapă în secunda 2 să facă tot ce au făcut înainte, respectiv trafic de migranți. Vučić, până acum 6 luni, dacă nu mă înșel, a avut liber de vize în Serbia pentru jumătate din continentul african. Deci, veneau foarte, foarte mulți oameni acolo pentru că n-aveau nevoie să intre în Serbia de viză, după care putem presupune unde se duceau, că presupun că nu făceau toți așa brusc un mare turism către Serbia. De obicei, avioanele erau pline la venit spre Serbia. La plecat nu prea mai erau pline avioanele. Ori asta nu se poate face fără, bineînțeles, patronaj de sus. Și după aia tot ei se plâng că există o problemă de migrație. Păi da, pe care ei o generează non-stop. Deci poate fi pusă și într-un context mai larg, atât de larg încât să includă și Rusia, cu trei state asupra cărora exercită o formă de control Kremlinul: Austria condusă de Nehammer, Ungaria condusă de Orban și Serbia lui Vučić. Bun, cele trei în primul rând blochează aderarea României și Bulgariei la spațiu Schengen, ceea ce îi reprezintă totuși o vulnerabilitate. Da? Menținerea României din afara spațiului Schengen și facilitează, iarăși, vine tot așa, în întâmpinarea nevoilor lui Putin. Primul rând, se creează un curent anti-european la nivelul poporului român, oamenii sunt nemulțumiți, europenii ăștia nu ne primesc și pe noi în spațiul Schengen. Când încep să-i critici pe europenii în sensul de Uniune Europeană, involuntar servești intereselor Kremlinului. De ce? Pentru că discursul se poartă pe cele două planuri. Ești pro-european, pro-NATO sau, fără să ții cu Putin, uite, îți dai seama că are și el un pic de dreptate. Uite și imaginea care certifică ce spuneați mai devreme. Deci avem Serbia, care e un fel de poartă de intrare, avem Ungaria, care e complice, care e tranzit și complicitate, și avem Austria, care joacă rolul nemulțumitului, dar tocmai pentru a distrage atenția de la complicii săi, respectiv Ungaria și Serbia. Ei trei reprezentând un cerc de interese putiniste în Europa. Unii chiar în Uniunea Europeană, chiar în Schengen. Exact. Ei dau foc, după care tot ei spun: aoleu, uite incendiu. Este caz clasic. Ideea este să țipe mai tare și să bată monede exact pe asta. Și cum spuneați mai devreme, orice sentiment anti-european în țările europene este o jucărie foarte bună pentru Putin. Câștigă populiștii, câștigă anti-europeni. În 2024 avem alegeri în toată Uniunea Europeană. Este esențial pentru Putin să slăbească
ajutorul față de Ucraina, unitatea europeană, pentru că ați văzut, Uniunea a fost extrem de unită în pofida ce au zis tot felul de deștepți înainte, când a fost vorba de război, am fost super uniți. Am fost uniți și nu prea. Aici a intervenit în cadru Victor Orban, nu? Care de fiecare dată când s-au luat niște măsuri a avut un punct contrar. Cât a putut să-și îl impună, am văzut totuși, dar a avut un punct contrar. Păi, except în statele păpușate de Kremlin, a existat unitate. Unitate, da. Problema e că acum... Ei vor mai mult de atât. Da. Ei au nevoie de mai mult de atât, pentru că pe Orban îl știe toată lumea, n-are... Da, e compromis, e demascat, ce să mai... Da. Ei au nevoie de mult mai mulți. Ar avea nevoie de România, ar avea nevoie de Bulgaria, ar avea nevoie de mai mulți care să strângă. Polonia a arătat clar care este, că ei sunt parteneri euroatlantici. Nu știu, Polonia urmează să aibă niște alegeri importante în câteva săptămâni, să zicem, și nu-mi dau seama că încep și acolo tot felul de frecușuri. Nu am această certitudine în legătură cu Polonia deocamdată. Până acum Polonia a dat un exemplu foarte puternic, acum, da. Mai puternic decât al nostru, din păcate. Sigur, dar până acum, doar că urmează niște alegeri și sunt niște lucruri ușor complicate și acolo. Mă rog, și vedea. Cum facem noi în momentul de față să ținem situația într-o matcă a normalității, departe de jucăriile Federației Ruse din România, în condițiile în care guvernul nostru nu comunică absolut nimic coerent? Nu auzim absolut nimic, nu neapărat de la oficialii guvernului, că îmi dau seama că e greu pentru un ministru de externe să ne spună cum vecinii noștri sunt de fapt... păpușile lui Putin. Dar din partea unor comunicatori ai puterii, au sute de senatori și deputați, au europarlamentari și au comunicatori la toate planurile posibile. De ce nu vine nimeni din partea puterii să demonteze toate aceste acuzații formulate de austrieci, de unguri și generate pe filieră sârbească, da? La București. De ce nu se vorbește din partea puterii coerent pe acest subiect, astfel încât să înțeleagă și cei care nu practică politica precum o profesie, ce se întâmplă? Păi stați puțin, premierul, nou premier Ciolacu, da. Cu cine a luat asta foarte repede? Cu Victor Orban. O greșeală enormă de politică externă, povestea, nu știu, cu trenul de mare viteză, astea sunt pur și simplu științifico-fantastic. Astea sunt vrăjeli pe românești. A, deci spuneți că ar fi greu acum din partea puterii să ni se explice că e o jucărie a lui Putin, domnul Orban, pentru că domnul Ciolacu tocmai a luat masa cu jucăria lui Putin. Exact. Din momentul în care s-a așezat la masa aia, a închis orice fel de discuție împotriva lui Victor Orban. Despre asta e vorba. Dacă gafa și a făcut-o conștient Marcel Ciolacu? Își dădea seama Marcel Ciolacu de implicațiile gestului său? Nici măcar n-a reușit să-l calmeze în discursul de a doua zi. Nu, a vorbit despre cum Ardealul, cum Ținutul Secuiesc nu sunt ale României. Mă rog, într-o altă formulare. Să aibă o poziție nici măcar ulterioară discursului Victor Orban. Nu s-a pronunțat, deși ar fi trebuit cumva să taxeze. Deci a fost un gest inconștient sau calculat? Eu zic că pur și simplu atât poate. Este într-adevăr președintele celui mai mare partid din România și totuși este șeful guvernului și trebuie să aibă toți sfătuitorii de rigoare, dar pur și simplu atâta poate. Și ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, de ce România nu face nimic? Păi dacă primul ministru nu este în stare să nu se întâlnească cu oamenii lui Putin în Uniunea Europeană, ce să mai vorbească el la Bruxelles, ce să mai vorbească el la Strasburg? Toată Europa a văzut imaginile alea când el era best friend, era cel mai bun prieten la masă cu omul Putin. Ce mesaj mai transmite? Credeți că îl mai crede cineva când merge la Bruxelles și zice că el e pro-european? Europarlamentarul Vlad Gheorghe, mulțumim pentru analiză, mulțumim pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză pe care ne întoarcem cu ultima parte a emisiunii. Bună, România! Gata, ne-am întors cu ultima parte a emisiunii și cu o știre care până la urmă a făcut senzație. O comună din Botoșani nu are de 20 de ani apă potabilă, deci nu se ocupă cu așa ceva, s-a ținut departe de tentația de a avea apă potabilă. Localitatea e condusă de un consilier local după ce primarul și viceprimarul au fost declarați ca fiind incompatibili. Și primarul și viceprimarul. Și primarul amândoi incompatibili. Și ăsta e un consilier care probabil e în proces de declarare. Funcția e incompatibilă cu viața, știi, ca la rănile respective.
Și e acest necaz cu apa acolo care nu se poate rezolva. Deci pare că e ceva nerezolvabil. Pare că e ceva la care s-a renunțat. La ideea de a avea apă potabilă. Nici o apă care. Apă potabilă. Nu există așa ceva. Hai venit o doamnă care intervine pe acest subiect acolo din localitate. O bătrână care vine și vă povestește cam cum se derulează viața în 2023. De cât timp n-aveți apă? Da, de când... Mult, fineri. Nu iese apă pe dealul lui Săpișa. Da. N-ați avut niciodată? Mai fost odată apa așa? Da. Fost odată apa așa? Eu fost un timpul de jos, că la mea, de bazin, de acolo. Atunci, da? Da, da. Așa o fac în 75-76. Făcut bazinul și ăla, dar acum e proprietatea proprie. Credem o picariză apa, așa? O îmbrat de un primar să o jos scris ca să aduc apa aici, să pui rubinete în ogradă, dar... Îți faci un setul. N-au bani, unii bani. Da. Cu apa asta dumneavoastră? Și doar știi, unii bani. La ce folosiți apa asta? Și atunci? Apa, la ce o folosiți? Asta, care o aduce primul. La ce o folosim? Asta o folosim la mâncare, la... Când plouă, mai avem de spalat, altceva. De altul fel, de mâncare. Da, de spalat, vasele, făcut mâncare, asta. Când n-avem deloc de asta. Și întrebarea mi se pare la un nivel ridicat, la ce folosiți apa? Deci pare o anchetă. Ce în primul rând, pentru ce vă trebuie. Ce vă trebuie apă, domne? În primul rând, aș vrea să știu pentru ce vă trebuie aceasta. Că umblați cu apă. Apa nu e ceva de neavut, cum ar spune cineistul. Da. Da. Dar, de neadus. De neadus în discuție. Și aici chiar în curte. Da, neadus în curte. Deci, din 76 înțeleg că se lucrează la aducerea apei și n-a venit nici până ziua, dar se lasă foarte greu apa asta. Ce e important de precizat e că există și o școală în localitate unde copiii primesc apă dintr-un puț, dar apa nu poate fi consumată ca atare, e doar pentru igienă. Te mai speli pe mâini? Și nici nu trebuie să o folosești, să te uiți la ea, adică până la urmă și asta e important. Pentru bureți, să știi pentru că ai apă acolo, da. Deci te o privești așa. Cam așa arată, așa arată o comună. Dar îmi place șanțul ăsta, că e posibil să vină niște apă. Am făcut un șanț. Bun, mai plouă, mai toamnă, bine că am făcut un șanț să ne ferim de apă, bine. Comuna condusă de un consilier, după ce și primarul și vicele au fost declarați incompatibili, comuna în care din 76 se încearcă aducerea apei și ea vine doar atunci când se strâng norii de furtună. Ne revedem mâine la ora 18, toate cele bune. Să aveți o reunie bună în continuare.